Bravo lor. Bravo lor. Da, să și mă pare rău. Da, și de astăzi. Lăsăm acolo și ăsta. Asta e fotbal. Cineva trebuie să câștige. Sănătate. Cum te jucați în condițiile astea? Cu foarte mulți... Mă rog. Au fost. Nu mai sunt. Dar totuși. Păi nu, dar... Nu dați seama, trebuie să trecem peste. Acum avem aproape o lună foarte grea din meciuri din 3-3 zi. Trecem peste și ștergem să zic ce s-a întâmplat astăzi. Luni avem un alt meci. Dacă vom bate luni, vom ajunge iar în play-off. Dacă jucăm, bineînțeles, vă dați seama. Aceleași probleme sunt la toate echipele, nu? Dar eu sper să jucăm. E aceasta principala cauză? Cine? Este foarte strâns, ați văzut, multe echipe sunt cu 17 puncte. Și cu un meci, cu o victorie, ești în play-off. Cu două meciuri câștigate, ești pe locul 2. Te așteptai să fie atât de strânsă Liga a doua? Nu mă așteptam să fie așa de strânsă, dar uite că este. Dar la urmă te felicit că... Nu ai ales Dinamo când te uiți acum că n-au bani de barem pentru iar, meci? Iar din astea subiecte de campanie... Noi ce să facem? Trebuie să te întrebăm. Că e Dinamo și însemn ceva pentru Dinamo. Păi și dacă alegeam Dinamo, stăteam acolo și munceam. Ce? Cu bani, fără bani, la Astra ce? Că n-aveam restanțe? Și am muncit. Am terminat pe locul 3. Ce putem să facem? Cine iubește fotbal o să facă niște sacrificii. Păi să muncească și să câștige, să ia rezultate, să facă rezultate, ce n-au bani, bun, și la în alte echipe tot la fel. Câte restanțe au? De greu de crezut, din niște străini să cumpere un club și ce restanțe au? Că restanțe sunt la toate cluburile românești. Poate două, trei care sunt cu banii la zi. Păi nu, dar vă spun, sacrificii trebuie făcute în orice materie. Banii vor veni. Că te duci, dai în judecată, ești la FIFA, UEFA, dar rezultatele și fotbalul înseamnă că nu știu fotbal. Dacă păi... Tomas, ar pun cumva și evoluțiile astea proaste în spatele problemelor? Adică dacă nu joci bine, mai arunci și că... Am spus, la Astra erau probleme, dar s-a terminat pe locul 3, am avut 8-9 victorii consecutive. Adică ce, nu erau probleme? Banii ne-am luat până la urmă. Sunt și acum, dar banii și vor lua până la urmă, cu memorie, cu nu știu ce, sunt modalități. Cred că acolo erau mai mulți români, aici sunt mai mulți străini. Și eu ce să le fac dacă sunt mai mulți străini, ce să le fac? Ei nu credeți că câștigă bani sau ce? Au venit gratis? 10.000 salarii sau 20.000 salarii sau... Păi și să muncească, să arate pe teren, să câștige puncte. Da, mercenari, că nu sunt foarte implicați. Genul mercenari, că nu sunt foarte implicați. Nu le da salariul plecat. Ce să-i dea afară? Gabi, cum ți s-a... Chiar m-a surprins. Cum s-a părut jocul echipei? Este decizia lui, trebuie să o respectăm. Dar tu ai revenit la națională dacă ai putea? Nu cred că mai revin, că mă dur toate oasele. Cum ți s-a părut jocul? Crezi că ne-am putea califica la campionatul mondial, mai ales că am urcat în urna a doua, acum pentru tragerea la sorți? Sincer? Nu cred că ne putem califica. Pentru că nu știu ce este joc. Păi avem un bun să facem un experiment, să schimbăm naționala A cu naționala B, să vedem dacă fac rezultate cum nu. Dar eu nu cred. Domnul Hagi la Timon am avea mai multe șanse? Se poate face rezultate chiar așa să treci cu toți de la Timon. Nu vedem noi altceva, pentru că declarațiile după meci sunt... Ridice... Păi s-a jucat, nu poți să spui, nu s-a pierdut. Normal, toți românii sunt supărați că înainte vedeau un fotbal mai, poate mai frumos, cu multe victorii, aduceau puncte echipei naționale, al țării. Acum s-a schimbat și fotbalul. Ați văzut, multe echipe mici câștigă contra echipelor mari. Ce putem să facem? Mai pragmatici, mai nu știu ce, dar s-au întors cu un punct. Dar nu e Chiricheș, Chiricheș.
la alte renunțări. Hai să zic altfel. Ce simți tu ca jucător de echipa națională de te-a găsit tricoul ăsta galben și alții parcă de-abia așteaptă? L-am auzit și pe Stanciu spunând că se gândește să renunțe. Chiricheș joacă la club, la națională, nu? Sincer, ar fi păcat să renunțe. Pentru că renunță numai în oamenii slabi. Poftim? Este normal să te marcheze criticile, da? Nu știu, fiecare are caracterul lui, vă dați seama. Uite, exemplu Radu Ștefan. Ați văzut, a luat decizie radicală după meciul cu Ungaria și n-a mai venit. Cristi Chivu, dacă ne aducem aminte, și el s-a retras într-un moment. Pentru că se joacă joacă în unele campionate care au meciuri foarte multe și vin posiți la echipa națională. De asta trebuie să ținem și cont, nu? Nu trebuie să-i cer ăla, hai, dă-i, rup, că nu poți, ești om și tu până la urmă. În 2004, parcă nu veneau fotbaliști chiar atât de obosit. Te mai calificau pe la... Aveam recuperarea bună. Aveau recuperarea bună. Că a renunțat primul, cel care a stat mai mult pe bancă și sezonul trecut și acum, nu e chiar foarte obosit, Cărușan. Este decizia dânsului, nu pot să... dânsului, lui. Nu poate să fie că nu-i mai mare. Este decizia lui, trebuie să o respectăm. Ce putem să facem acum? Că n-ai... Ce explicații? Sunt alți sportari care merită să joace, vor juca ei. Ia pe cine pe zi? Ce zici de la asta? Foarte bun. După părerea mea, cel mai bun păcat din țară. Ar arăta națională mai bine cu Gheorghe Hagi, selecționer? Nu știu cum ar arăta național cu Gheorghe Hagi. Nu știu cum ar arăta cu, nu știu, alt antrenor. Eu am încredere în Mirel Rădăși. Dacă a plecat la un turn, trebuie să mă renunțe și să fac experimente până găsește formula corectă și va aduce succes României. Nu. Păi dacă o pierdeau și îi prindeau pe contraatac și nu ne mai calificau la europene, după aia ce ziceați? O țară întreagă. Păi, lasă așa, tic-ataca la noi în careu. Am adormit, dar m-am bucurat că ne-am calificat la europene. Ce mai atâta mare scofală că am plimbat-o jumătate de oră, o oră trebuia să plimbăm. Păi, ne-am calificat. Ca evoluție? Nu, pentru că, de sincer, știam pe Adi de la, ca și jucător. Și știu mentalitatea lui. Și am văzut că a transmis-o și jucătorilor și bravo lui. Am văzut un ritm foarte, foarte bun și jucătorii chiar au muncit. Și felicit pentru asta. Mă bucur enorm și sper să o țină tot așa. Pentru cui? Credeam că la Under 21. Nu cred eu că nu văd. La noi în țară, în orice caz, nu. Pentru că nu pot să mă fac. La câte probleme avem noi la fotbalul românesc. N-am cum să mă fac. Bine de dinamă. Da, dar poate în altă țară, nu la noi în țară. Nu-mi permit să mi se comande ceva cu unul și altul. Eu sunt mai rebel așa. Nu știu, vorbești de lumea. Am lucrat și mai lucrez. Dacă mă vrea, mă lucrez iar. Nu, Doamne, ferește, după asta. Nu, după ce mă las, nu te gândi că... Cât crezi că mai joc fotbal? 4 ani? Da, că mă cam dor oasea după bea. Bătrânețe, se simte deja. Nu știu, vedem. Sper să mai joc pe 3-4 ani. Ultima întrebare. Crezi că ar putea avea Dinamo soarta Rapidului și adică să meargă în Liga 4-a dacă intră în faliment, insolvență? Nu cred, pentru că sunt foarte mulți dinamoviști la noi în țară care vor ajuta echipa. Păi stai puțin, că acum nu se știe nimeni cine e acolo. Dacă revine în echipa înapoi la domnul Neguiță, dacă ia spaniolilor, dacă ia nu știu care, alu... Ce...
citesc și eu prin ziar, sincer, și nu știu. Poate, nu știu. Țeapă, nețeapă, nu știu dacă poate să fie o țeapă chiar așa de mare, să le dai salarii chiar 30.000 de euro. Adică nu... Eu aș vrea? Îmi dați seama că aș vrea. Dar acum e... Depinde de...